toate eforturile necesare pentru a asigura preluarea și exercitarea în condiții optime a ceea ce este deja prima președinție rotativă a României la Consiliul Uniunii Europene. Pentru noi, toți cei implicați în acest proiect, președinția României la Consiliul Uniunii Europene reprezintă cel mai important proiect de țară de după aderarea noastră la Uniunea Europeană. Cele 6 luni de mandat vor reprezenta o perioadă de maximă vizibilitate pentru orice președinție a Consiliului, nu doar din punct de vedere instituțional și politic, ci și la nivelul întregii societăți. Se adaugă și faptul că vom avea o președinție mai atipică, care face puntea între două cicluri instituționale, ceea ce va însemna că vom avea o perioadă de 3 luni cu o concentrare maximă pe ceea ce putem să obținem din punct de vedere al adoptării de acte legislative, după care va urma perioada de pregătire a summitului la Sibiu și, bineînțeles, ultima perioadă care de după alegerile pentru Parlamentul European, în care va trebui să avem pe agendă toate temele care n-au putut fi puse sau n-au putut fi spuse tocmai pentru a nu deveni teme de campanie pentru Parlamentul European. La nivelul Guvernului României putem să vă asigurăm că am făcut toate pregătirile posibile, atât la nivel pe fond, cât și din punct de vedere logistic și organizatoric, precum și cu un important accent pe latura operațională. Prin toate aceste eforturi de pregătire, dorim să demonstrăm că România deține expertiza și calitățile necesare, dobândite în cei 11 ani de stat membru al Uniunii Europene pentru exercitarea mandatului de președinție a Consiliului Uniunii Europene. Procesul de pregătire a presupus un efort guvernamental susținut, cu reflectare la nivelul întregului guvern, a ministerelor și până la urmă a întregii administrații din România. După cum bine știți, doamna prim-ministru coordonează întreg procesul de exercitare a președinției cu implicarea de plină și activă a tuturor miniștrilor din cabinet. În același timp ne-am asigurat că la nivelul fiecărui ministru sunt înțelese mizele care decurg din exercitarea președinției, iar printr-o coordonare directă cu doamna prim-ministru, cu mine, cu toată echipa noastră, ne-am asigurat de calibrarea corectă a procesului de negociere pe fiecare dosar. Exercițiul tactic este la fel de important ca și exercițiul strategic. Să nu uităm că trebuie să demonstrăm și abilități tactice de a putea obține rezultate. Să nu uităm că Consiliul Uniunii Europene reprezintă doar unul din factorii decizionali pentru procesul legislativ, celălalt este dat de codecizia cu Parlamentul European. Este foarte important să avem o abordare tactică și calibrată nu numai în relația cu țările membre în cadrul Consiliului și ca președinție, ci în același timp e mult mai important să vedem cum discutăm și cum reușim să punem împreună agenda cu Parlamentul European. Toate aceste lucruri mă fac să cred că vom avea un mandat de succes. Trebuie să avem un nivel de ambiție care să ne permită la sfârșitul exercițiului să zicem dacă România are capacitatea și capabilitatea de a obține lucruri în timpuri complicate, pentru că nu sunt timpuri chiar simple, nu cred că vorbim chiar de o perioadă lină și fără hopuri din punct de vedere a vieții Uniunii Europene, din punct de vedere al peisajului instituțional din Uniunea Europeană. Am încredere în același timp că avem capacitatea de a avea valoare adăugată pentru consolidarea proiectului european, prin ceea ce acesta ar trebui să reprezinte în mod prioritar pentru noi toți, respectiv o uniune a cetățenilor, a libertăților, a consensului, cu rezultate și la care să ajutăm cu eforturile și capacitățile noastre conjugate. Președinția României se derulează într-un context complex și dinamic, înglobează mize majore, procese majore care vor modela viitorul Uniunii Europene. Procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniune, alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019, procesul de reflecție privind viitorul Europei, finalul de mandat al Parlamentului European și al Comisiei Europene și tranziția spre un nou ciclu instituțional și legislativ. Și, bineînțeles, primul subiect care este deosebit de important pentru noi, negocierea viitorului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. În această etapă importantă,
Credem că Uniunea Europeană are nevoie mai mult decât niciodată de mai multă unitate, de mai multă coeziune. Avem convingerea că viziunea pe care o proiectăm asupra viitorului trebuie construită în jurul principiului coeziunii. De aceea, proiectarea agendei de lucru a președinției României a plecat de la o idee cheie, care este reflectată și în motul de președinție. Coeziunea ca valoare comună europeană, și ne-am referit aici la coeziune ca valoare politică, care asigură unitatea țărilor membre, cred că este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l dăm exact în momentul în care Uniunea este supusă unei schimbări de la care nu s-a așteptat niciodată, unui joc în care amândouă părțile pierd, și mă refer aici la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. În același timp, coeziunea are o dimensiune economică, are o dimensiune legată direct de convergență. Să nu uităm cât de mult, ce mult a reprezentat pentru România aderarea la Uniunea Europeană și în același timp să nu uităm că România a performat foarte bine în Uniunea Europeană. Este un lucru care nu se spune de ajuns. Faptul că noi când am intrat am reușit de la momentul intrării până la momentul actual să ne dublăm PIB, produsul intern brut, cred că este un lucru care arată de fapt performanța noastră în interiorul Uniunii și faptul că am putut să folosim piața unică și toate instrumentele care le-am avut pentru dezvoltarea și convergența României. Nu așa s-a întâmplat cu toate țările intrate. Putem avea exemple care au avut de țări care au avut divergență odată cu intrarea lui Europeană și practic ajutorul care l-au primit din punct de vedere al convergenței nu a fost atât de substanțial cât a fost pentru țara noastră. De aceea această valență a coeziunii economice este foarte importantă și în același timp coeziunea și convergența ajută la deplina integrare a tuturor a țărilor membre în piața unică. Un lucru care este esențial pentru că este nevoie ca beneficiile să fie resimțite de către toți cetățenii. În ultimul rând trebuie să înțelegem că coeziunea are și o dimensiune socială, care este înțeleasă și prin imperativul asigurării convergenței sociale și a prezervării celor patru libertăți fundamentale ale pieții interne ale Uniunii Europene. Avem un caz recent cu Austria. Pentru noi nu este admisibil să alegem ce vrem din piața unică, din cele patru libertăți fundamentale, țările membre să aleagă ce vor și în același timp să considere că în anumite lucruri suntem buni europeni, în alte lucruri putem să devenim foarte buni cetățeni naționali. Pentru a reflecta pe deplin imperativul coeziunii, prioritățile președinției României la Consiliul UE au fost declinate pe cei patru piloni, direcții mari de acțiune, Europa Convergenței, Europa Siguranței, Europa Actor Global, Actor Regional și Europa Valorilor Comune. În egală măsură am urmărit asigurarea complementarității cu documentele strategice existente la nivel european și aici vorbim de tot ansamblu, începând cu declarația de la Bratislava, declarația de la Roma, agenda liderilor UE, programul de lucru al Comisiei Europene și în același timp am urmărit asigurarea coerenței în cadrul programului comun de lucru al Consiliului UE pe 18 luni trio. Pentru că nu este vorba numai de prima președinție rotativă exercitată în România, este vorba de fapt și de prima președinție dintr-un nou trio. De asemenea, deși asta a fost un lucru important pentru noi să ne coordonăm nu numai cu președinția anterioară, dar ci și cu trio anterior. În același timp a trebuit și va trebui să asigurăm în continuare o coeziune și o coordonare cu toate cele trei țări membre din trio-uri care va exercita președinția Consiliului UE în următoarele 18 luni, România, Finlanda și Croația. În același timp, să fim conștienți cu toții că exercitarea președinției Consiliului UE reprezintă o schimbare de paradigmă pentru fiecare stat membru care deține acest mandat. Să nu uităm că acest lucru presupune conducerea lucrărilor Consiliului Europene din poziția unui mediator imparțial pentru derularea unui efort de negociere a dosarelor aflate pe agenda Uniunii Europene. România înțelege perfect această misiune, care presupune asumarea rolului de mediator imparțial, precum și contextul complex în care își va exercita mandatul. Stadiul curent al lucrărilor și și-a fixat un nivel de ambiție realist și în același timp ambițios, însă, și în același timp plecând de la un maxim care se poate obține în ceea ce privește lucrurile concrete, vizând avansarea agendei europene pe durata mandatului. A fost un lucru important că miniștrii din timpul președinției austriece au avut o preocupare deosebită. Este o chestiune care, cum v-am zis, de multe ori va ține că e vorba de grup de lucru, că e vorba de formațiuni ministeriale, va ține foarte mult cont și de abordarea tactică. Să nu uităm că multe din deciziile care se iau în Uniunea Europeană se bazează pe principiul majorității calificate.
Este foarte important să încercăm să găsim majoritățile calificate care să poate să ducă la adoptarea unor poziții comune în cadrul Consiliului Europene și în același timp va fi la fel de important după aia în perioada trilogului să putem să degajăm același tip de consens nu numai în fața Parlamentului European, ci să putem să reușim adaptarea textului astfel încât să fie permisă adoptarea lor. După cum am menționat anterior, avem de gestionat un număr considerabil de dosare legislative și nelegislative. Acum, la acest moment, avem o imagine foarte clară asupra numărului de dosare preluate la președinția Austriei la Consiliul Uniunii Europene, precum și asupra stadiului de negociere la acestora. Practic, preluăm peste 250 de dosare active la acest moment pe agenda Uniunii Europene, aflate în diverse stadii de negociere. Am parcurs un exercițiu minuțios de calibrare a nivelului de ambiție pentru majoritatea dintre acestea. Avem în vedere și lucrurile care se pot și lucrurile care nu se pot. Există dosare care sunt blocate și care sunt blocate din niște considerente care nu țin de acțiunea noastră și va trebui să vedem cum le vom gestiona. De asemenea, trebuie să avem în vedere că perioada efectiv de negociere este determinată de faptul că Parlamentul European mai are practic doar 3 luni de mandat, inclusiv partea operațională în care putem avea un dialog normal fără accente de urgență este de fapt restrânsă la primele 2 luni ale anului. Aproape jumătate din dosare sunt în curs de negociere la nivelul Consiliului UE. Pe această dimensiune, pentru că practic vom avea două dimensiuni distincte, degajarea unei abordări generale la nivelul Consiliului Uniunii Europene și obținerea unui act legislativ, ceea ce înseamnă de fapt trecerea prin trilog a dosarului. Noi credem că sunt perspective pozitive în multe dintre acestea de obținerea unei abordări generale. Dosare legislative aflate deja în fața de trilog cu Parlamentul European și Comisia Europeană, aproximativ 100, fie preluate de la președinția Austriei, fie pentru care intenționăm să demarăm procesul, noi vom încerca să depunem eforturile pentru a adopta cât mai multe dintre ele pe durata actualului ciclu legislativ. Trebuie să fim sinceri, să recunoaștem că există și avantaje datorită faptului că suntem într-o perioadă de trecere de la un ciclu instituțional la celălalt, în sensul că există un interes comun, dar nu neapărat materializat în același tip de abordare, atât din partea Parlamentului European, cât și din partea Comisiei și, bineînțeles, din partea noastră, ca ceea ce ne dorim să fie o președinție de succes pentru a obține, pentru a putea duce la bun sfârșit dialogul și a putea obține fie abordări generale, fie, de ce nu, acte legislative care să producă efecte pe tot teritoriul Uniunii Europene. În acest efort de pregătire și de evaluare am avut o cooperare și un dialog susținut atât la nivel politic cât și la nivel tehnic cu reprezentanții Consiliului UE, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European. Pe parcursul ultimelor luni am avut personal, ca ministru delegat, odată cu depunerea jurământului, o serie de contacte. Am văzut un număr de 6 comisari. Ne-am întâlnit cu nenumărate rânduri, cu secretarul general al Consiliului. M-am întâlnit cu secretarul general al Parlamentului European, cu președinți de comisii, cu factori de decizie din Parlamentul European, tocmai pentru a vedea cum putem gestiona mai bine mandatul nostru de președinție. În ceea ce privește principalele repere și dosare politice, cred că cel mai important lucru care trebuie spus este că vom avea un moment semnificativ, îl reprezintă data de 29 martie 2019, când Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Cred că și pentru cetățenii noștri subiectele legate de Brexit sunt foarte actuale. Până la 29 martie vom avea 15 ianuarie, data în care Parlamentul Britanic, Camera Comunelor, va supune la vot acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, împreună cu declarația politică care este asociată. Cred că va fi foarte important ca acțiunea noastră legislativă, în cazul cel mai nefericit în care ne vom duce spre o variantă dezordonată, să fie bine pregătită și promptă. Suntem deja în contact cu Comisia
și cu toți factorii instituționali, astfel încât să putem să performăm, pentru că, practic, dacă cumva ajungem la un accident pe care nu ni-l dorim, va fi foarte important ce vom face în sensul de legislație europeană care trebuie adoptată. Nu e vorba numai de ceea ce poate face Comisia la nivel tehnic, pentru că sunt multe lucruri care le poate face la nivel de comitologie, la nivel de acte delegate. E vorba de ceea ce trebuie să facă țările membre la nivel de Consiliu, și aici România este pregătită să joace un rol important. Sperăm că nu va fi nevoie. De asemenea, pentru noi, așa cum am zis, cel mai important lucru vor fi negocierile privind viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. De aia ne-am concentrat foarte mult, inclusiv din perspectiva deciziilor de la ultimul Consiliu European, care prevede toamna anului viitor, practic, și Consiliul European de toamnă ca momentul de posibil de închidere a negocierilor. Ne-am concentrat foarte mult să vedem care e tactica cea mai bună de abordat. Am avut consultări îndelungate cu Comisia, ne consultăm și ne informăm cu Parlamentul European, pentru că până la urmă negocierile se țin în cadrul Consiliului Uniunii Europene, dar este nevoie de o informare transparentă în relația cu Parlamentul European. Există raport al Parlamentului European care deja fixează diferit de Comisie și de ce discuția din Consiliu datele tehnice. Noi vom împinge această agendă. Noi suntem încrezător că sunt multe lucruri care se pot face, inclusiv activitatea pe partea de dosare legislative. Să nu uităm că sunt 48 de dosare legislative care fac parte, de fapt, din perspectiva financiară multianuală. Din acestea, ele vor trebui să tot posibilul să fie agreate, măcar la nivel de wording, de cuvinte și de terminologie. Am încercat să vedem care e abordarea cea mai bună, pentru că nu trebuie să vă ascundem, și cred că e un lucru care știm cu toții, în peisajul instituțional din Uniunea Europeană interesele instituționale sunt de multe ori divergente, și de fapt aici va fi importantă valoarea României de a încerca să găsească modul eficient de a convinge și de a găsi acel numitor comun care să poată să fie acceptabil și de către Consiliu și de către Parlamentul European, și bineînțeles care să nu difere atât foarte mult vis-a-vis de propunerea inițială care avea de la Comisie. Mâine voi participa la Bruxelles la prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale, prezidată de către România. Este și prima reuniune ministerială prezidată de către țara noastră. Unul din subiectele pe agendă va fi acesta. Primul subiect va fi prezentarea de priorități, al doilea subiect va fi cadrul financiar multianual, subiect pe care propunem să îl abordăm cu consecvență. Noi îl vom avea pe agenda tuturor întâlnirilor la nivelul meu. În același timp, el va fi discutat atât la nivel tehnic, urmând să pregătim terenul pentru o discuție politică la momentul în care credem că se poate obține o consensualizare între diversi actori instituționali și între diversele țări membre. În același timp, mâine voi discuta de un subiect foarte important pentru noi, care este răspunsul la dezinformare. Să nu uităm că în ciclul nostru de președinție vom avea alegere pentru Parlamentul European. Așa cum am spus de mai demult, pentru România, pentru noi, este o misiune importantă să protejăm alegerile pentru Parlamentul European de orice fel de interferențe din afară, și cred că de o discuție europeană vis-a-vis de dezinformare, ca și o discuție europeană vis-a-vis de atacuri cibernetice, cred că este foarte importantă, și de a vedea modul cum acest tip de acțiuni pot perturba sau uneori chiar pot destabiliza procese electorale, este mai bine să fie făcut înainte decât în momentul în care acestea se produc. De asemenea, din punct de vedere al securității interne, contextul european actual este dominat de provocările generate de amenințări teroriste, migrație ilegală sau intensificarea crizelor civile. Siguranța cetățenilor reprezintă un reper important pentru acțiunea comună la nivel european. De asemenea, vom dori la acest capitol să avansăm și pe dosare legislative din afara securității interne. Ne referim aici la mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră, Garda de Coastă sau pachetul legislativ privind interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să lucrăm la consolidarea frontierelor externe. Un alt dosar important este politica europeană în domeniul migrației. Știm cu toții că migrația continuă să reprezinte o provocare importantă la nivel internațional.
UE continuă să acționeze în logica unei abordări cuprinzătoare a migrației, care include de la pachet atât măsuri de gestiune a politicii de azil și migrație în plan intern, cât și acțiune în plan extern. În calitate de președinție, România va urmări evoluțiile pe toate aceste dimensiuni și va facilita în continuare dialogul în planul intern UE pe tema sistemului european comun de azil. Nu trebuie să vă ascund că va fi foarte important și dialogul cu Parlamentul European pe acest subiect, pentru că este un subiect de o importanță politică acută, mai ales în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, și Parlamentul European iarăși va avea va avea o viziune politică asupra subiectului și noi vom încerca să găsim locurile unde putem obține rezultate. După cum aminteam mai devreme, unul din pilonii principali este reprezentat de Europa Convergenței, este vorba de convergență economică și coeziune socială. Vom urmări creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale. Vom urmări avansarea agendei europene axată pe eliminarea barierelor și restricțiilor încă existente în calea celor patru libertăți fundamentale ale pieței interne, prin avansarea inițiativelor legislative curente și promovarea demersurilor non-legislative aferente acestui obiectiv. Să nu uităm că da, chiar dacă România nu are, trebuie să aibă capacitatea de a fi imparțială și a reprezenta în cadrul Consiliului și pe cei care dau fonduri și pe cei care primesc fonduri de coeziune, trebuie să-i reprezinte și pe cei din nord și pe cei din sud, trebuie să-i reprezinte și pe cei din est și pe cei din vest. Asta reprezintă, de fapt, calitatea noastră de președinție, care trebuie să găsească cele mai bune formule să obțină majorități calificate. În același timp însă vom avea un instrument important, e vorba de evenimentele pe care le organizăm aici în România, care multe din ele vor încerca să marcheze avantajele de țară, vor încerca să marcheze avantajele comparative ale României. Cred că este foarte important ca pozițiile noastre naționale să se exprime și din punct de vedere al avantajelor comparative ale României, din punct de vedere economic, din punct de vedere a unui model economic al României, în ceea ce privește siguranța energetică, în ceea ce privește industrializarea, pentru că România este una din puține țări membre care are o proporție importantă în crearea produsului intern brut care provine din industrie. Un alt dosar de interes pentru România și, bineînțeles, pentru Europa reprezintă mobilitatea rutieră. Obiectivul președinției va fi de a facilita ajungerea la un rezultat care să reflecte un echilibru între drepturile sociale ale conducătorilor auto și obiectivele de consolidare a pieței interne și a libertăților aferente acesteia. Vom urmări îmbunătățirea serviciilor de mobilitate pentru cetățeni, precum și asigurarea unor condiții echitabile de muncă pentru lucrătorii din sectorul transporturilor din toate statele membre. În ultimul rând, despre ce v-am vorbit, vom avea mare nevoie, inclusiv dintr-o perspectivă națională, de o viziune clară vizând o politică industrială. Din această perspectivă, vom urmări definirea unei strategii pe termen lung privind politica industrială a Uniunii Europene. Considerăm că această strategie trebuie să ofere obiective clare și măsuri concrete care să permită utilizarea potențialului de creștere economică și crearea de locuri de muncă pentru cetățeni. Dincolo de politicile UE și de dosare de natură internă, nu trebuie să uităm de dimensiunea externă. La aceste capitol, prioritățile Uniunii pornesc de la angajamentele deja asumate prin strategia globală de politică externă și de securitate a Uniunii Europene. România va avea rolul, după cum știți, Consiliul Afaceri Externe este prezidat de către înaltul reprezentant. România are un rol ca președinție să sprijine acțiunea înaltului reprezentant în aceste dosare atât de importante. Vom promova întărirea capacității de apărare și securitate ale Uniunii Europene, însă în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO. Ca să ai o bună politică globală a Uniunii, este foarte important să ai o politică regională. Noi credem că pentru România și pentru Uniunea Europeană este foarte important ca proiectul european să demonstreze atractivitatea vis-a-vis de țările din zonă. De aceea, extinderea Uniunii în Balcanii de Vest va fi una din prioritățile noastre. O vom aborda atunci când momentul politic va fi cel mai potrivit. Pentru România este și o chestiune de interes național. Până la urmă e vorba de accesul în piața unică, este vorba de faptul ca bunurile și produsele noastre, când se duc pe anumite destinații, să nu trebuiască să treacă printr-un
număr de vămi, ceea ce le face mai puțin competitive vis-a-vis de alții care poate să ajungă, poate să acceseze mult mai ușor și să fie mult mai bine interconectați în cadrul pieței unice. În același timp, ne dorim o acțiune coordonată și coerentă în vecinătatea Uniunii, în estul Uniunii Europene. Noi credem că aniversarea anului acesta, a 10 ani de la lansarea parteneriatului estic, reprezintă un moment important în acest sens. Nu în ultimul rând, vom dori prin promovarea intereselor comerciale, atât prin consolidarea multilateralismului și modernizarea sistemului de comerț multilateral, cât și prin lărgirea acordului de parteneriat economic și de comerț liber. Cred că vom avea oportunități, avem un acord de comerț liber cu Singapore, deci vom avea oportunități ca președinție să contribuim și să avem sub egida președinției României o semnare importantă din punct de vedere al instrumentelor de comerț liber și cred că chiar dacă pare într-o regiune depărtată, sunt actori foarte dinamici, este foarte important că România se va auzi în momentul în care vom semna un acord de comerț liber cu Singapore, cred că este un lucru care ne poate avea și un beneficiu pentru noi după terminarea președinției. În ceea ce privește dimensiunea logistică a pregătirilor pentru preluarea și pentru exercitarea, efortul făcut de către cei care și-au asumat această muncă este unul foarte mare. A fost vorba de un efort financiar semnificativ. Bugetul alocat îl vom ști numai la finalul exercițiului, el se situează între 60 și 80 de milioane de euro. Este un buget rațional vis-a-vis de faptul că exercităm pentru prima dată președinția și în același timp plecând de la dimensiunea țării noastre. În același timp este un buget rațional și având în vedere agenda pe care ne propunem, care este ambițioasă, numărul de întâlniri pe diverse paliere este mai ambițios decât președinției anterioară. Cheltuielile prilejuite de preluarea și deținerea președinției României sunt partajate între instituțiile responsabile de pregătirea și implementarea mandatului președinției României la Consiliul Europene. Procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare unei bune desfășurări a evenimentului a fost realizat utilizând instrumentele normale, nu s-a creat niciun fel de instrument special vis-a-vis de președinție. Dacă ne uităm acum, aș putea doar să zic că în ultima lună jumate au fost finalizate contractele privind servicii de interpretariat și sonorizare, pavazoare, clădiri și amenajare de sări, catering, achiziții de materiale promoționale și cadouri pentru participanți, materiale de papetărie, mobilier și alte lucruri. În același timp vor avea loc și vom continua cu proceduri de achiziție care vor viza evenimentele din trimestrul al doilea al președinției. În ceea ce privește calendarul evenimentelor pe care le vom avea de gestionat, ritmul activității este deosebit de intens și se reflectă în mod special la nivelul agendei primului ministru. Un prim reper important va fi vizita Colegiului Comisar European la 10 și 11 ianuarie 2019, în această săptămână, pentru a marca lansarea oficială la București a președinției României a Consiliului Uniunii Europene. Aceasta va avea o valență în plus față de partea de ritual sau de formal. Vom avea întâlniri între Colegiul Comisarilor pe nivel de clustere, de grupuri, de comisari care au problematici apropiate sau care trebuie să coopereze pentru a obține rezultate în cadrul pentru o anumită inițiativă legislativă cu omologii români. Va fi o discuție foarte importantă pentru că va permite să se observe gradul de pregătire nu atât numai la nivel de ambiție sau la nivel de aspirație, ci la nivel de dosare și la nivel de lucruri pe care și le propune fiecare ministru în parte pe vis-a-vis de formațiunea Consiliului pe care o va prezida. În același timp, cum v-am zis deja, eu voi prezida mâine prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale. Ca să vă dau doar o mică mostră ce înseamnă președinția, România va găzdui 288 de reuniuni, dintre care cele mai multe în București, dar și la Iași, Sibiu, Cluj, Constanța, Brașov sau Alba Iulia. Vom avea la Bruxelles, din acestea, vom avea 22 de reuniuni ministeriale, informale, la nivel de miniștri,
De asemenea, la Bruxelles vom avea planificate 41 de reuniuni ministeriale, consilii, cu 5 mai multe față de președinția austriacă. Vom avea 47 de evenimente informale, 63 reuniuni COREPER, 1 și 2 și 1677 de reuniuni tehnice de grup de lucru. Asta este doar ceea ce știm la momentul ăsta. Frumusețea Uniunii Europene este că are toate instrumentele de multe ori să trebuiască să gestioneze situații neprevăzute și instrumentele de a gestiona situații neprevăzute sunt cele legate de reuniunile Consiliului UE. Mi-aduc aminte ce a însemnat în perioada crizei migrației, reuniunile de Consiliu European, reuniunile de Consiliu Afaceri Generale și cum ele au ieșit din orice logică de planificare. Deci eu vorbesc de ce există acum, unul din subiecte de care m-am referit și aici vorbesc de Brexit, sigur, dacă rezultatul nu este cel dorit sau cel pe care cel optimist va duce la o încărcare mult mai mare din punct de vedere a Consiliului, din punct de vedere a Consiliului Afaceri Generale. Să nu uităm că avem două formațiuni ale Consiliului Afaceri Generale. Consiliul Afaceri Generale normal și Consiliul Afaceri Generale articolul 50, care are o viață de sine stătătoare, creat în special pentru a putea gestiona procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Întreaga administrație publică este implicată în exercitarea mandatului de președinție. Noi vorbim de peste 300 de funcționari care vor ocupa funcții de președinți și vicepreședinți de grup de lucru și respectiv 1500 de funcționari, funcții de coordonator de dosar și experți. La nivelul administrației publice centrale au fost create un număr important de posturi suplimentare cu caracter temporar pentru a gestiona exact această perioadă. De asemenea, au fost create un număr de 132 de posturi suplimentare în cadrul reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, care de fapt a reprezentat modul în care fiecare minister de linie și-a întărit reprezentarea acolo pentru a putea permite tocmai o cât mai bună negociere a dosarelor, pentru că este foarte important ca primul contact la nivel tehnic să fie de succes și să înțeleagă și să înțelegem foarte bine numai mizele tehnice, dar de multe ori și mizele politice care sunt în spatele fiecărui dosar care pare de eminamente tehnic. Deci, reprezentanța permanentă a României a beneficiat de suplimentarea postului. Numărul total al personalului de acolo este de 222. Nu este foarte mult vis-a-vis de ce au avut alte reprezentanțe permanente pe durata președinției. Noi credem că este o calibrare corectă. De asemenea, ne propunem să demonstrăm angajamentul ferm al României în favoarea unei uniuni puternice și unitare în toate dimensiunile ei, politică, economică și socială. Noi credem că un mandat de succes și succesul acestei președinții este foarte important pentru cetățenii europeni, este foarte important pentru România și va fi determinat esențial de modul în care va acționa Guvernul României, va acționa fiecare ministru al Guvernului României, bineînțeles sprijinit și de echipele deja stabilite atât la nivelul Guvernului României cât și la nivelul reprezentanței permanente. Ne bazăm și sunt foarte și vreau să apreciez și vreau să mulțumesc atât pentru sprijinul pe care l-am primit de la președinția austriacă, cât și sprijinul pe care l-am primit din partea instituției europene. Tot acest proces este vorba, ne-au sprijinit inclusiv în ceea ce privește lucrurile pe care trebuia să le preluăm conform tratatelor. Aș vrea să mulțumesc modul în care s-a desfășurat preluarea practică a agendei. Este vorba de discuția cu secretarul general al Consiliului, care are rolul de a prelua agenda de la președinția anterioară și a o preda președinției în exercițiu. Acest efort nu se va termina odată cu începerea președinției, va fi continuu. Relația interinstituțională în cadrul Uniunii Europene va fi unul din subiectele noastre cele mai importante. Nu cred că trebuie să mai spunem de multe ori că suntem pregătiți, pentru că suntem pregătiți și este un lucru care deja trebuie să se observe din ceea ce urmează să se întâmple în zilele astea. Deci, practic, în această săptămână este săptămâna de lansare a președinției. Va fi urmată de vizita doamnei prim-ministru la Parlamentul European. Va prezenta în plenul Parlamentului European toate prioritățile președinției Consiliului UE.
În același timp, la nivel de Minister de Externe, vom începe conferințele de lansare a președinției, vom avea evenimentul de lansare al președinției în cadrul ambasadelor noastre, vom începe acțiunile care deja le aveam stabilite și vreau să vă zic că numai în plan extern avem un număr de 87 de acțiuni, eveniment, în afara acestora care țin de normalitate, țin practic de lucruri care trebuie să le facem și mă refer la conferințele de lansare de președinție sau la interacțiunea între ambasadele României și ceilalți colegi din Uniunea Europeană, pentru că ei vor asigura președinția României și președinția Consiliului și în capitale. Și este un lucru care de multe ori nu este observat. Va fi un efort de ansamblu și al Ministerului de Externe pentru a arăta competență și profesionalism, cum v-am zis, într-un proiect definitoriu pentru România, așa cum a avut o contribuție și la celelalte de până acum. E vorba de, bineînțeles, de sfârșitul procesului finalizarea procesului de negociere de aderării României la Uniunea Europeană, integrarea NATO. În același timp, ministerele cheie, și mă refer aici la Ministerul Finanțelor, sunt câteva ministere, Justiție și Afaceri Interne, sunt pregătite. Vom avea și puteți observa pe site-ul nostru, deja am pus tot ciclul de evenimente. Nu înseamnă că acestea sunt toate, sunt cele care la momentul ăsta sunt programate să aibă loc în România și reprezintă de fapt contribuția noastră ca președinție vis-a-vis de lucrurile care credem că sunt importante de a fi discutate dintr-o perspectivă de viitor Europei. Mulțumesc! Deci ca orice agendă de Consiliu, de formațiune a Consiliului, practic ai partea de impuse și partea de ritual, adică e evident, datorită faptului că este primul Consiliu, primul lucru care trebuie să-l face este să ne prezentăm prioritățile de președinție. Deci asta este un lucru care se va repeta de fapt în toate formațiunile Consiliului, bineînțeles pe dimensiunea fiecăruia. Deci aici vom prezenta imaginea panoramică a priorităților de președinție a Consiliului UE pe care o va exercita România în prima parte a acestui an. Al doilea subiect este cel pe care este important și definitoriu pentru noi, dar în același timp va fi și important pentru că și definitoriu pentru ceilalți parteneri instituționali și mă refer aici la negocierea pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. Și, cum v-am zis, ne vom propune și poate nu-i bine să zic, dar acesta va fi pe agenda fiecărui Consiliu Afaceri Generale, tocmai având în vedere importanța subiectului și faptul că este nevoie de o discuție destul de sinceră. V-am zis, noi vom reprezenta și pe cei care dau bani și pe cei care primesc bani, noi vom reprezenta și pe cei care vor mai mulți bani pentru cercetare, îi vom reprezenta și pe cei care vor mai mulți bani pentru industrie, cei care vor mai mulți bani pentru apărare. Deci va fi un exercițiu foarte complex, să nu ne gândim că este vorba numai de politica de coeziune, nu este vorba de asamblul politicilor europene, practic, care au un impact direct vis-a-vis de cetățean și de viața fiecăruia dintre noi. E vorba de cercetare, de învățământ, de apărare, e vorba de tot ansamblu financiar care sprijină, de fapt, partea de politici publice. Al treilea lucru pe care am dorit în mod special să-l facem și să-l avem pe agenda este ideea de cum comunicăm mai bine despre Europa, pentru că avem o discuție întreagă și vedeți și unele lucruri care au apărut public și din partea oficialilor Comisiei vis-a-vis de necesitatea de a combate efectele dezinformării și, cum v-am zis, este o discuție strategică și din perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, pentru că dacă noi nu o să reușim să comunicăm mai bine ceea ce facem, o să lăsăm teren liber pentru tot felul de lucruri care nu este cazul să fie acolo și inclusiv teren liber pentru interferențe în procesul electoral care va urma. Deci eu cred că aceasta este cea de-a treia temă și, bineînțeles, restul discuției va fi orice altceva vor statele membre să ridice. Vom încerca să... am avut un nivel de ambiție de a pune un Consiliu Afaceri Generale în primele zile
ale anului. În mod normal, acestea erau mânate pentru jumătatea lunii ianuarie, deci noi am încercat tocmai de aici pentru a putea seta așteptările noastre și, bineînțeles, de a arăta că, care va fi agenda noastră pe viitor. Și cred că acest lucru l-am reușit și cam aici ne vom face mâine. Cam aici cred că cam asta va fi tema, deci cele trei subiecte și, bineînțeles, orice altă discuție liberă care vor țările membre. Deci eu cred că sunt. Deci noi vedem numai dosarele foarte mari și complicate. Sunt din cele 230 destul de multe dosare care noi sperăm nu să fie simple, dar care au o importanță la fel de mare pentru cetățean până la urmă, că e vorba de condiții de muncă, că e vorba de siguranță alimentară, că e vorba de o gamă foarte variată de lucruri, că e vorba de transferuri bancare. Noi cred că le putem, care cred că, v-am zis, dacă vom avea cu abordările corecte, le vom putea finaliza. Bineînțeles, nu se pune niciodată problema în termenii de a face, de a rezolva tot, să zic. Există un anumit număr de dosare care sunt blocate nu din președinția noastră, nu din președinția austriacă, nici măcar din președinția bulgară. Sunt blocate de când au fost transmise de către comisie. Deci nu înseamnă că nu vom încerca, dar în același timp vă asigur că noi vom avea o abordare tactică inteligentă. Deci noi nu vom irosi resursele. Noi ne vom duce resursele astfel încât să obținem cât mai multe rezultate acolo unde se pot obține și ea va fi ambițioasă, dar în același timp realistă. Pentru că este vorba de multe ori, zic, și de... Deci rezultatele oricum se traduc în... se traduc diferit. Deci noi vorbim la o parte din dosare să obținem o abordare generală la nivelul Consiliului care va fi preluată în discuția cu următorul Parlament European și care va deveni practic baza de negociere a următoarelor în următorul ciclu instituțional și este un lucru la fel de important pentru noi, pentru că nu vom putea ca să ilustrez, nu putem să trecem printr-o cameră a Parlamentului și în același timp să discutăm și cu cealaltă cameră și vom avea un număr important de dosare care sunt foarte aproape de finalizare și pe care le vom finaliza. Cum de exemplu vom avea și alte dosare care deja sunt finalizare, dar care formal vorbind vor fi adoptate azi în cadrul întâlnirii COREPER. Sunt dosarele care au fost finalizate în ultima lună a anului de către președinția austriacă, la nivel de negociere, dar datorită faptului că n-a existat nicio formațiune, n-a existat niciun COREPER care poate să le valideze din punct de vedere politic, vor fi validate astăzi. Deci, în primul rând, exact cum am zis și până acum, din efortul acesta legislativ, pentru că, până la urmă, afacerile europene nu sunt o chestiune care afectează viața noastră de zi cu zi. Deci, sunt o chestiune care de multe ori ține de legislație economică, ține de mediu, ține de modalități, de siguranță a cetățeanului. Tot ceea ce vom obține în plan legislativ, și cred că am ilustrat cel mai bine exemplu, e cu Brexit-ul, pentru că un Brexit dezordonat, evident, dacă noi nu vom lua nicio măsură la nivelul Uniunii Europene, ne va afecta pe toți. A doua zi, avioanele nu vor mai zbura, mărfurile, exporturile românești acolo nu vor mai putea trece frontiera, deci vreau să zic că tot când vorbim de legislație și vorbim de această prioritate de 3 luni, sunt lucruri care vor avea un efect și un impact direct vis-a-vis de cetățenii români și cetățenii europeni, bineînțeles. În ceea ce privește câștigul este exact cum l-ați spus. Cred că aici a fost foarte, foarte bine sintetizat. Deci o președinție în care noi arătăm capacitate și capabilitate tehnică, tactică, de negociere, ambiție, capacitate de conducere de consilii ministeriale, capacitate de a mișca agenda, de a adăuga la agenda, de a lua
de a lua elementele de agenda care sunt deja construite și a le duce la bun sfârșit, cred că este o președinție care după aia va da o anumită doză de respect față de țară și cetățenii țării respective. Și aș putea zice, chiar dacă pe perioada președinției pierdem posibilitatea asta de a fi foarte național, în momentul în care după ce vom termina președinția, dacă am fost credibili și am avut rezultate și am făcut lucrurile care trebuie să le facem, vocea noastră va fi mult mai bine auzită, deci poziția noastră națională va deveni mai puternică după. Bineînțeles, nu înseamnă că noi vom abandona totalmente poziția națională și mai zic că există instrumente foarte diverse de a ilustra avantajele comparative de țară. Există lucruri care cu inteligență și cu o capacitate de previziune poți să le faci chiar și din postura de președinție, care înseamnă într-adevăr un mediator imparțial care degajă majorități calificate. Asta e misiunea principală pe care trebuie să o demonstrezi și, bineînțeles, să demonstrezi că ai o abordare tactică care este acordată la obiectivul de finalizare, pentru că, practic, trebuie să arăți că ai inteligența de a pune subiectele în ordinea care va permite rezolvarea lor. Mulțumesc!